Accident în lanț cu victime pe autostrada Soarelui în apropiere de Lehliugară. 3 oameni au murit și 57 au fost răniți în coliziunea în lanț în care au fost implicate 29 de mașini. Printre autovehicule se numără și 2 microbuze care circulau spre Constanța. Imediat după producerea evenimentului rutier de proporții a fost activat planul roșu de intervenție. La fața locului s-au deplasat 10 ambulanțe SMURD, 10 ambulanțe județene, 3 mașini de descarcerare și pompierii din Călăraș și București. Inspectoratul General pentru situații de urgență a transmis că peste 100 de salvatori au intervenit la fața locului. Mașinile se izbeau între ele și mi-a fost și teamă să mai ies din mașină. A fost o fracțiune de secundă în care pur și simplu oamenii au ajuns undeva în stânga mea, plin de sânge. Credeau, practic. Și eu m-am lovit probabil de bord. Nu se vedea nimic. Doar se auzeau mașini care în continuare... se loveau. Imediat după accident am deschis ochii și era geamul deschis și am cerut unei persoane care era pe partea cealaltă să mă trag afară. Nu m-am uitat înapoi, nu m-am apăsat de bagaj, de telefon, am vrut doar să ies de acolo pentru că s-auzeau ușituri. Se pare că accidentul s-a produs în momentul în care o mașină a ieșit din parcarea de la kilometrul 67 fără ca șoferul să se asigure. Totul s-a întâmplat în condițiile în care vizibilitatea era extrem de redusă din cauza ceții. Datorită unui accident minor, a oprit două persoane, doi șoferi să vadă ce s-a întâmplat. Eu eram într-un microbuz roșu. Când mi-am dat seama și am oprit pe dreapta să la semnele unui cetățean, mi-am dat seama de gravitatea situației, am mers 200-300 de metri în spate și am făcut semne disperate ca toți șoferii să se oprească. Intervenția decurge normal și în condiții de normalitate pentru astfel de situații. Deci noi acum avem spitalele alertate, avem totul pregătit, sunt medici trimiși suplimentari, sunt asistenți trimiși suplimentari, deci s-a făcut tot efortul necesar pentru acest lucru. 13 victime au fost transportate la Spitalul de Urgență Bagdasar Arseni, 11 la Spitalul de Urgență Floreasca, 5 la Spitalul de Urgență Sfântul Pantelimon, 5 la Spitalul Universitar de Urgență, 4 la Elias și 3 la Spitalul Sfântul Ioan, toate din capitală. 2 copii răniți au fost transferați de la Spitalul Floreasca la Spitalul Grigore Alexandrescu. Potrivit autorităților, este un accident fără precedent pentru Autostrada Soarelui în ceea ce privește numărul de victime. A mai fost un carambol în anul 2006 când a fost implicat un număr mai mare de mașini, în jur de 50, dar atunci nu a existat decât o persoană decedată. Cauza acelui carambol a fost fumul provenind de la incendierea miriștilor. Departamentul pentru situații de urgență a pus la dispoziție 2 numere de telefon pentru familiile celor implicați în accidentul de pe A2, și anume 021-264-8515 și 021-264-8516, potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a instituției.